Explorăm amprente. Disciplina. Dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a doua. Bun găsit, copii! Astăzi vom vorbi despre ceea ce ne face unici de neconfundat. Ați auzit vreodată cuvântul amprentă? Iată cum poate să arate. Ce este o amprentă? O amprentă este o urmă lăsată de un deget pe o suprafață. Întâlnim amprente în viața de zi cu zi? Cu siguranță. Iată o amprentă pe o oglindă sau alta pe piciorul care susține oglinda, pe inox. Alte suprafețe din casă pe care vedem amprentele noastre pot fi o clanță, un pahar sau orice altă suprafață curată. La ce folosesc amprentele? Pe baza amprentelor putem identifica o persoană. Această metodă este folosită de către poliție pentru identificarea persoanelor căutate. Vă invit să desfășurăm împreună un experiment pentru a verifica dacă amprentele noastre sunt diferite între ele, dar și de ale colegilor noștri. Ce materiale sunt necesare? Pentru acest experiment avem nevoie de cerneală sau tuș o tușieră sau un burete de bucătărie, o fișă de lucru sau o foaie albă A4, un balon sau o mănușă chirurgicală și o lupă. Iată cum poate arăta fișa noastră de lucru. Stabilim un spațiu pentru mâna stângă și pentru mâna dreaptă și apoi pentru fiecare deget alocăm un spațiu pentru amprentare degetul mare, arătătorul, mișlociul, inelarul și degetul mic. Cum realizăm amprentarea? Folosim fișa pe care tocmai am realizat-o, plasăm fiecare deget în tușieră și rulăm fiecare deget ușor și lent pe fișă sau pe o hârtie albă. Amprentăm fiecare deget pe rând. Compara acum amprentele de la fiecare deget. Sunt la fel? Folosește o lupă pentru a observa mai bine fiecare set de amprente. Dacă nu ai o lupă, poți folosi un balon. Pune amprenta pe un balon desumflat. Așteaptă să se usuce. Umflă apoi balonul pentru a vedea amprenta în mai multe detalii. Poți analiza acum ce modele sau tipare observi la amprentele tale. Dar ale colegului sau ale colegii de bancă au liniile așezate în același fel? Iată, liniile pot fi așezate în formă de vârtej, bucle sau curbe. Sunt ele la fel la tine și la partenerul tău de lucru? Știai că amprentele sunt numai ale tale? Fiecare persoană se naște cu un set unic de amprente. Dar că nici gemenii nu au aceleași amprente? Amprentele nu se pot schimba niciodată. Chiar dacă pielea degetelor se rănește, amprentele nu dispar ele se refac odată cu noul strat de piele. Informațiile despre amprente te pot ajuta în joaca de-a detectivul. Dar nu doar amprentele sunt unice la tine față de alte persoane. Nici irisul ochiului sau lobul urechii nu seamănă între ele. Puteți compara aceste elemente realizând fotografii ale irisului sau ale lobului urechii membrilor familiilor voastre. Jucați-vă cu toții apoi ca să ghiciți cui aparține fiecare element. Astăzi ai învățat mai multe lucruri care te fac unic, de neconfundat, și pe care le vei aprofunda la orele de biologie și anatomie. Dacă te-ai jucat și ai explorat amprentele, le poți transforma într-o lucrare de artă. Astfel, cu degetele tale, poți face corpul unui fluture, capul unei buburuze sau petalele unei flori. Iată ce au realizat câțiva copii, ca tine, plecând de la amprentele lor. Lucrările realizate în clasă sunt identice? Așa cum amprentele sunt diferite, așa și lucrările fiecăruia dintre voi sunt diferite. Fiecare este unic, diferit, extraordinar în felul său.